Hei, bună tuturor! Sunt Claudia Niță și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Data trecută am făcut un video în care am spus despre concursul pe care eu l-am organizat și am făcut așa un scurt video al acestui look. Dacă nu ați văzut acel video, să-l găsiți în cutia cu descrieri. Și pentru că sunt întotdeauna pe fugă și în lipsă de timp din cauza că am un bebe mic de un an și 8 luni, întotdeauna încerc să combin două videouri ca să apuc să le postez lunea și joia, așa cum v-am promis. Așa că m-am gândit de ce să nu fac astăzi un tag, pentru că acum vreo, nici nu mai țin minte, 3 luni să spun, cred că vreo 3 luni, eu v-am întrebat ce ați vrea să fac, un haul sau un tag? Și majoritatea ați răspuns haul, dar au fost și câteva fete care m-au rugat să fac un tag. Astăzi am să îl fac TMI tag și sunt, stați să văd, 50 de întrebări. Am să trec, cred că destul de repede printre toate, adică am să răspund scurt și la obiect, nu cred, adică sper să nu mă lungesc foarte mult. Cine deja este pe canalul meu de YouTube știe că vorbesc foarte, foarte mult. Să trecem la treabă. Prima întrebare. Când este ziua ta de naștere? Ziua mea de naștere este în 19 aprilie 1988. 2. Ce porți chiar acum? Acum port un tricou simplu, pentru că mie îmi plac în general, îmi plac chestiile simple, și o pereche de pantaloni scurți pentru că este mega cald. Ai fost îndrăgostită? Da, am fost îndrăgostită și încă sunt îndrăgostită. Întrebarea cu numărul 4. Ai avut parte de o despărțire teribilă? Depinde cum crede fiecare și ce consideră fiecare că înseamnă teribilă. La momentul respectiv, da, probabil că a fost teribilă, dar după ceva vreme s-a transformat într-o despărțire și atât. Cât ești de înaltă? Am 1,65 m, zic eu. Când m-am măsurat la altcineva, am avut 1,68 m, deci nu știu. Câte kilograme ai? Bună întrebarea asta. Destule. Trecem repede peste ea. Ai tatuaje? Da, am 3 tatuaje. Ai piercinguri? Nu. A noua întrebare. Care este emisiunea sau serialul tău preferat? Emisiunea mea preferată este X Factor, cred că pot să spun și asta. Și serialul meu preferat este Scandal. Ah, și Grey îmi place. Care este artistul sau trupa ta preferată? Artista mea preferată este Delia. Ce îți lipsește acum? Timpul, îmi lipsește timpul, că nu am timp să fac ce-mi doresc tot timpul. 12. Care este melodia ta preferată? Momentan, melodia mea preferată este Delia cu Măta. Cum sună asta? Da, îmi place, chiar îmi place, este super ritmată și faină. Câți ani ai? Am 29 de ani. Ce zodie ești? Sunt în zodia Berbec. Ce calități trebuie să aibă partenerul? Păi, în primul rând, partenerul trebuie să aibă simțul umorului foarte bine dezvoltat și să mă protejeze. 16. Care este citatul tău preferat? Citatul meu preferat cred că l-am inventat eu, de fapt, și este cam așa. Mai bine o prietenă bună decât 10 prietene de calitate proastă. Care este actorul tău preferat? Sincer, nu am un actor preferat. 18. Ce culoare îți place? Păi îmi place rozul, pal. În general îmi plac culorile pastelate, de fapt. Așa. Preferi muzică tare sau încet? Prefer muzica tare, dar de obicei o ascult încet pentru că, na, știți cum e. Vecin, copil și așa mai departe, dar să știți că în mașină ascult muzică tare. Unde te retragi când ești supărată? În general, când sunt supărată, mă retrag la mine în cameră. Bineînțeles, cred că toată lumea face acest lucru. 21. Cât timp îți ia ca să te pregătești dimineața? Păi cam 10 minute, zic eu, că sunt foarte rapidă, mă trezesc, nu mai trăsolele foarte mult prin pat, repede m-am îmbrăcat și am plecat, dacă am treabă undeva. Nici nu mă prea machiez așa în timpul zilei, adică îmi dau cu rimel, cu un glos pe buze și cam asta e. Ai luat parte la vreo bătaie? Ma, sincer, nu. Ce te atrage la un beat? Păi mă atrage, după cum v-a spus, simțul umorului, asta este pe primul loc. Ce nu-ți place la băieți? Păi, în primul rând, nu-mi plac băieții care se laudă mega mult, urăsc oamenii de genul ăsta care se laudă tot timpul, ce au ei, ce au făcut și așa, și bărbații care sunt grandomani, aceia nu-mi plac. De ce te-ai apucat de YouTube? Sincer, să fiu, m-am apucat de YouTube, îmi doream de foarte mult timp să fac lucrul acesta, dar nu s-a nimerit ocazia perfectă, dar m-am apucat pentru că îmi place și chiar simt că fac ceea ce îmi place, pe lângă make-up. Care-ți sunt fricile?
Păi, în primul rând, cred că mi-e frică de întuneric. Dar nu mi-e frică, adică, na, nu știu, mi-e nașpa, așa, așa am o senzație ciudată. Și mi-e frică de fapt când merg printr-un loc pe care nu am mai fost și mi se pare ciudat, gen într-o pădure, dacă mergi pe un drum și trebuie să treci printr-o pădure, nu știu, mi-e frică așa, mă simt nașpa, mă panichez mai mult. Ce te-a făcut ultima oară să plângi? Păi ultima oară m-a făcut să plâng, nu mai știu, nu prea plâng. Când ai spus ultima oară te iubesc? Ultima oară am spus te iubesc aseară, mamei mele. Ce ar trebui să semnifice numele tău de pe YouTube? Nu știu, sunt simplu, numele meu și atât. Care este ultima carte citită? Ultima carte citită este Am să te țin în brațe cât vrei tu și încă o secundă, dar nu mai știu exact cine a scris-o, o tipă, nu mai știu. Ce citești în prezent? În prezent nu citesc nimic. Care este ultima emisiune vizionată? Insula iubirii. Guilty! Cu cine ai vorbit ultima oară? Ultima oară am vorbit cu soțul meu. 35, că n-am mai zis la ce număr am ajuns. 35. Care este relația dintre tine și ultima persoană căreia ai trimis un SMS? Ultima persoană la care am trimis un SMS este o clientă de-a mea, deci o relație profesională. 36. Care este mâncarea ta preferată? Mâncarea italienească, clar. Aia este preferata mea. 37. Ce loc vrei să vizitezi? Păi, mi-ar place să merg în Seychelles, în Zanzibar, în toate insulele astea foarte faine cu apă din aia albastră. Da, acolo. Asta, acolo aș vrea să merg. Când ai fost jignită ultima oară? Mă, sincer, nu am fost jignită în mod direct de către nimeni niciodată face-to-face. Dar sunt jignirile alea așa ascunse, să spun așa, și în general sunt jignită din cauza că sunt mai plinuță și chestia asta cred că deja m-am călit, să zic așa. Sunt jignită chiar și de oamenii apropiați mie, nu neapărat de străini, așa că străinii nu sunt așa de... sau na, nu știu. Nu știu, da, în general despre chestia asta este vorba, că eu sunt mai plinuță și la. Cam atunci mă simt jignită, să zic așa, deși e vina mea că sunt așa, nu e vina lor, dar nu contează, în fine. Care este aroma ta preferată de prăjituri? Aroma mea este vanilie și cocos. La ce știi să cânti? La nimic. La... 42. Care este ultimul sport pe care l-ai practicat? Păi am făcut sală, fitness, acela este ultimul. 43. Care este bijuteria ta preferată? N-am așa ceva, nici măcar verigheta nu am pe mână. N-am nici cercei, nici lanț, nici nimic. Nu sunt pasionată de bijuterii. Care este ultimul cântec pe care l-ai ascultat? Nu mai știu. La radio ceva, habar n-am. Ești singură la părinți? Da, sunt singură la părinți. Din păcate, cred că mi-ar fi plăcut să am totuși o soră sau un frate. Nu știu, așa cred eu. Ce alegi între aur și argint? Niciuna, că nu-mi place niciuna, nici alta. 49. Ce ți-ai propus să realizezi în acest an? Păi mi-am propus să realizez destul de multe chestii, acum să vedem care se și concretizează. Mi-am propus să încep cursurile de make-up, cursuri de bază, bineînțeles, în Timișoara, ca să nu fie confuzie. Sper să fiu un trainer cât de cât ok, pentru început. Și da, cam asta îmi doresc. Îmi doresc să fac cursuri de make-up. Cred că este următorul pas în cariera asta de make-up artist. 50. Cine ar trebui să răspundă acestor întrebări? Păi ar putea să răspundă fata lui Gologan și Laura Caraba. Da, pe voi două vă provoc să răspundeți la întrebările astea. Bun, cam astea au fost cele 50 de întrebări. Sper că am răspuns destul de rapid și că nu m-am lungit foarte mult. A fost ok acest tag. N-am făcut în viața mea un tag, așa că este primul. Nu mă judecați dacă am trecut prea repede prin. Dacă știți cum se face corect, vă să zic așa, lăsați-mi un comentariu mai jos. Eu vă mulțumesc mult că v-ați uitat la acest video și ne vedem data viitoare. Vă pup! Ciao!